Zeci de oameni s-au călcat în picioare în curtea unei biserici din Pitești pentru o porție de mâncare. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Scenele au fost filmate imediat după terminarea slujbei. Oamenii, cei mai mulți în vârstă, n-au mai ținut cont că sunt în biserică și s-au năpustit peste preoții care împărțeau mâncare și iconițe. S-au îmbrâncit și fiecare s-a asigurat că nu pleacă din lăcașul de cult fără o pungă cu pâine, colivă, cartofi și cârnați. Frecvent, preoții acestei biserici oferă localnicilor care vin la slujbă pachete cu mâncare și încearcă să-i ajute pe cei cu venituri mici.